Concursul s-a desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Galați. Evenimentul are ca scop descoperirea și promovarea tinerelor talente cu înclinații artistice. Copiii din cadrul trupelor de dans de la Medgidia au demonstrat încă o dată că sunt talentați. Este un circuit firesc de performanță, să spun așa. Spun circuit pentru că ne-am dorit să păstrăm măcar aceleași festivaluri ca anul trecut, unde am fost, Galați, București, Năvodari și alte concursuri. Circuit, repet a treia lucrul ăsta, pentru că e nevoie să mergem la aceste festivaluri, fiind festivaluri naționale, se întâlnesc trupe din toată țara și atunci, așa cum a fost anul trecut, un astfel de festival ne-a propulsat mai departe într-o altă țară și atunci ne dorim neapărat să mergem măcar pe același drum ca anul trecut, dacă nu și mai bine. Munca este a copiilor, munca este a coregrafului, vreau să-i felicit, din spate încerc să coordonez această muncă și această imagine frumoasă a Clubului de Dans Modern Pescărușii. Deja avem două trupe, Kitty Dance, Magic Crew, imaginea crește pe zi ce trece și cu ajutorul vostru și vă mulțumesc că sunteți aici la Casa de Cultură să vorbim despre această performanță și cred eu și credem noi că ăsta este drumul ca ei să meargă la cât mai multe concursuri și să reprezinte Medgidia, România, de ce nu cu mândrie, pentru că de asta muncesc, să arate ce fac în sala de dans și în sala de și pe scenă la concursuri. Chiar dacă în concurs s-au înscris 91 de echipe, trupele de dans din Medgidia au devenit campioane. Astfel, la secțiunea sub 8 ani, Kitty Dance a obținut locul 1 categoria dans de caracter. La secțiunea sub 8 ani, Kitty Dance a obținut și locul 3 la categoria show dance. În secțiunea duo trio, Happy Girls a obținut locul 1 la categoria urban show, iar la secțiunea 12-15 ani, Magic Crew a obținut locul 2 la categoria dans de caracter. Specialiștii spun că dansul atrage tot mai mulți copii, însă competițiile la care au participat micuții din Medgidia au evidențiat munca și talentul lor. Noutatea din punctul meu de vedere a fost că am muncit și mai mult, fetele erau învățate un pic cu pauze la repetiții, le-am solicitat un pic mai mult ca să putem să ne perfecționăm mai bine în mișcări și să avem un sincron bun și se pare că am reușit. Micuțele dansatoare vorbesc cu emoție despre ceea ce reprezintă dansul pentru ele. Totodată recunosc meritul întregului colectiv pentru premiile obținute. Am muncit foarte mult pentru a reuși aceasta. Chiar ne-a părut bine să fim în competiție. Am avut un dans indian și un dans nou. Mă simt foarte bine pentru că muncim toate din greu pentru a câștiga concursuri, premiile cel mari, dar ne simțim bine, chiar dacă nu câștigăm premiul cel mare, ne simțim bine că câștigăm locul 1. Relația dintre noi este ca familia. Ce se întâmplă atunci când una dintre voi greșește? Nimica, mai mult ne iertăm, nu ne certăm că ai făcut aia, că ai făcut aia. Eu când dansez mă simt bine, e un vis devenit în realitate. Specialiștii spun că dansul este una dintre cele mai distractive forme de activitate fizică pe care le poate desfășura un copil. În timp ce micuțul dansează, se folosesc constant și echilibrat toate grupele de mușchi, fapt care conduce la tonifiere și la o creștere și modelare armonioasă a corpului. Dacă vă doriți ca micuțul dumneavoastră să practice un astfel de sport, trebuie să știți că echipa Casei de Cultură Ine Roman din Medgidia vă așteaptă.